Lecția 22, partea 1. Noile noastre cuvinte sunt legate de probleme bancare. Ascultați și repetați. Account. Cont, factură, notă de plată. Check. Check. Installment. Rată, plată în rate. Loan. Împrumut. Rate of interest. Rata dobânzii, dobânda. Coin. Monedă. Form. Formular. Information. Informație. Balance. Balanță, bilanț, echilibru, sold. Withdrawal. Retragere, ridicare de bani. Deposit. Depozit, depunere de bani. Urmăriți folosirea noilor cuvinte în propoziție. I have an account in this reliable bank. Am un cont în această bancă de încredere. Do you want money or a check? Vreți bani sau un cec? You can pay in installments. Poți plăti în rate. Can I get a loan here? Pot obține aici un împrumut? The rate of interest is high. Rata dobânzii este ridicată. Do you take coins? Acceptați monede? You need these forms. Ai nevoie de aceste formulare. This is useful information. Este informație utilă. Is my balance high enough? Este destul de mare soldul meu? He made a withdrawal. El a ridicat bani. She makes weekly deposits. Ea face depuneri săptămânal. În continuare, completați propozițiile cu cuvintele care lipsesc. Rata dobânzii crește. The is rising. The rate of interest is rising. Pentru ce este acest formular? What is this for? What is this form for? Azi voi ridica bani. I will make a today. I will make a withdrawal today. De cât timp ai un cont? How long have you had an account? I-am dat un check. I gave him a check. Aceasta este prima mea depunere. This is my first deposit. Care este bilanțul meu? What is my balance? Avem nevoie de mai multe informații. We need more information. Avem nevoie de acest împrumut. We need this loan. Aceasta este ultima rată. This is the last installment. El vrea să schimbe aceste monede. He wants to change these coins. Traduceți următoarele cuvinte. Rată. Installment. Monedă. Coin. Sold. Balance. Retragere. Withdrawal. Formular. Form. Depunere. Deposit. Rata dobânzii. Rate of interest. Cont. Account. Check.
Check. Informație. Information. Împrumut. Loan. Iată câteva cuvinte noi. Business. Afacere. Treabă. Furniture. Mobilier. Mobilă. Progress. Progres. Strength. Putere. Forță. Revenue. Venit. Merchandise. Marfă. Property. Proprietate. Information. Informație. Money. Bani. News. Știre, noutate, veste. Urmăriți acum aceste substantive în propoziții. Business is good this year. Afacerile merg bine anul acesta. The furniture was cheap. Mobila a fost ieftină. Little progress was made. S-a progresat puțin. Her strength was exhausted. Puterile ei au fost epuizate. The revenue is high enough. Impozitul este destul de ridicat. This merchandise is ready. Această marfă este gata. They lost all their property. Și-au pierdut toată averea. Completați următoarele propoziții cu cuvintele care lipsesc. Această mobilă este nouă? Is this new? Is this furniture new? Impozitul a crescut. The has risen. The revenue has risen. El are avere mare? Has he much property? El are destulă putere pentru această muncă? Has he enough for this work? Has he enough strength for this work? Facem o mulțime de afaceri cu ei. We do a lot of with them. We do a lot of business with them. S-au făcut multe progrese? Has there been much progress? Au cumpărat marfa la preț redus. They bought the merchandise at discount. În continuare, iată câteva verbe noi. To cash. A plăti numerar. A ridica o sumă. To lend. A împrumuta. A da împrumut. To borrow. A împrumuta. A lua împrumut. To fill in. A completa. To withdraw. A retrage, a lua înapoi, a scoate, a ridica bani. To deposit. A depune. To learn. A învăța, a afla. To call to. A chema, a striga. Urmăriți cum se folosesc verbele nou învățate în propoziții. She cashed the check. Ea și-a încasat cecul. He has lent us the money. El ne-a împrumutat banii. We borrowed less last year. Noi am împrumutat mai puțin anul trecut. Have you filled in the form? Ai completat formularul? What did you learn yesterday? Ce ai învățat ieri? They withdrew all their money.
Și-au retras toți banii. How much have you deposited? Cât ai depus? We call the cat Blinky. Pisica se numea Blinky. Puneți forma corespunzătoare a verbului în următoarele propoziții. Vrei să depui mulți bani? Do you want to much? Do you want to deposit much? Încă nu l-ai completat. You haven't it in yet. You haven't filled it in yet. Noi am împrumutat mulți bani de la el. We have a lot of money from him. We have borrowed a lot of money from him. Ai învățat cum să repară asta? Have you how to repair it? Have you learned how to repair it? Ea ce ți-a strigat? What did she to you? What did she call to you? Folosiți, vă rog, acest formular pentru ridicarea banilor. Use this form to money, please. Use this form to withdraw money, please. Ai încasat deja acest check? Have you this check already? Have you cashed this check already? El cât ți-a dat împrumut? How much did he you? How much did he lend you? În continuare, traduceți cuvintele următoare în engleză. A retrage, a ridica bani. To withdraw. A chema. To call. A încasa, a scoate de pe cec. To cash. A completa. To fill in. A învăța. To learn. A depune. To deposit. A da împrumut. To lend. A lua împrumut. To borrow. În continuare, folosiți forma de gerunziu la traducerea în limba engleză a următoarelor propoziții. A te uita la televizor poate fi obositor. Watching TV can be tiring. Nu-mi place să șterg pe jos. I don't like dusting the floors. Solicitarea unui loc de muncă este epuizantă. Applying for a job is exhausting. Ne gândim să concediem 10 angajați. We are thinking about firing 10 employees. Iar acum să învățăm din nou câteva cuvinte noi. Prepared. Pregătiți, gata de. Safe. Sigur, în siguranță. Present. Prezent, actual. Sure. Sigur, convins. Previous. Anterior, prealabil, precedent. Risky. Riscant, periculos. Urmăriți cum se folosesc noile cuvinte în propoziții. We are prepared to pay in cash. Suntem gata să plătim în numerar. Is it safe to deposit money with that bank? Este sigur să depui bani la banca aceea? What is the present rate of interest? Care este rata actuală a dobânzii? Are you sure that your balance is high enough? Ești sigur că soldul tău este îndeajuns de ridicat? When was your previous withdrawal? Când ai ridicat ultima oară bani?
Lending them money is risky. Este riscant să le dai bani împrumut. Acum, completați propozițiile cu cuvintele corespunzătoare. Ești sigur că ai un cont aici? Are you... You have an account here? Are you sure you have an account here? Ultima mea depunere a fost mică. My deposit was small. My previous deposit was small. Ești gata să primești un cec? Are you to take a check? Are you prepared to take a check? Acest împrumut este foarte riscant. This loan is very risky. Cecurile sunt mai sigure decât bancnotele. Checks are than bills. Checks are safer than bills. Soldul actual este foarte scăzut. The balance is very low. The present balance is very low. Traduceți cuvintele în limba engleză. Sigur. Sure. Pregătit. Gata de. Prepared. Riscant. Risky. Prezent. Present. Sigur, în siguranță. Safe. Precedent. Previous. În continuare, traduceți următoarele propoziții în engleză. Lor le place să bea cafea? Do they like drinking coffee? Această mașină merită să fie cumpărată. This car is worth buying. Nu are rost să iei asta acum. It's no use taking it now. El tocmai s-a oprit din scris. He has just stopped writing. După completarea formularelor, am primit banii. After filling in the forms, we got the money. Această informație este demnă de încredere. This information is reliable. Îl vei suna pe fratele meu? Will you call my brother? Poți plăti asta în rate. You can pay for it in installments. Îmi place să fac afaceri cu el. I like to do business with him. Noi toți am folosit bicicletele proprii. We all used our own bicycles. Ești sigur că este riscant să le împrumutăm bani? Are you sure that lending them money is risky? Este ușor să faci o depunere. Making a deposit is easy. Știi care este rata actuală a dobânzii? Do you know the present rate of interest? Poți face asta vânzând proprietatea ta. You can do it by selling your property. Nu-mi place să cer împrumut. I don't like borrowing. Câți oameni și-au pierdut viața? How many people lost their lives? Am avut un cont aici și 10 ani. I have had an account here for 10 years. El a încasat cecul în urmă cu o lună și jumătate. He cashed the check 1.5 months ago. Iar acum urmează exercițiul de pronunție. Ascultați și repetați. A. Cash. Bank. Balance.
stamp, lamp. E. Lend, check. Left, 12. Engine. R. Trouble, struggle, cut, but, sun. E. Disease, previous, scene, seen, been. Lecția 22, partea a doua. Ascultați cu atenție următoarele mici dialoguri. John, do you often have to go to the bank? I think so. Why do you ask that? Because sometimes there are many people there. Yes, many people want to make a withdrawal or a deposit. And you must fill in forms before you can do something. People try to write very fast because they have little time. Bank people always want information, but that takes time too. But when you do the necessary things, you leave the bank in a hurry. Peter, don't you think that we still have time for shopping? I don't know. The streets are still full of traffic, and you cannot drive very fast. And something is wrong with the car. It didn't accelerate well when I was driving home. And you don't know what the trouble is, so you have to ask a mechanic to check everything. If the trouble is serious, I have to call a breakdown van. Peter, the mechanic just called and said that he had to put a new engine in our car. But is that true? I don't know. You know that some people are not reliable. They only want your money. But we don't have enough money right now to pay for a new engine. Then we have to borrow money at a high rate of interest. This shows how one bad thing can cause another. Well, it is better not to worry too much. În continuare, traduceți următoarele propoziții în engleză. Seara trecută, noi am văzut o piesă emoționantă. We saw a moving play last night. Ultima scenă a fost una remarcabilă. The last scene was a very remarkable one. Câteva invenții sunt nefolositoare. Some inventions are useless. Nu toate filmele sunt interesante. Not all films are exciting. Dar mie îmi plac cele bune. But I like the good ones. Tu te uiți la mai multe filme decât mine. You watch more films than I do. Am rugat mecanicul să verifice motorul și el a făcut-o. I asked the mechanic to check the engine and he did so. Aș putea să-l depășesc ușor. I could overtake him easily. Mașinile străine devin din ce în ce mai ieftine. Foreign cars are getting cheaper and cheaper. Dintre cei doi băieți, el îl întreabă pe cel mai în vârstă unde este banca. He is asking the older of the two boys where the bank is. El nu a putut da informația corectă. He could not give the right information. Ei mi-au făcut plinul în grabă. They filled up my car in a hurry. Este un motor foarte economic. It is a very economical engine. Ești sigur că acumulatorul nu funcționează? Are you sure the battery is out of order?
Este mai sigur să nu accelerezi prea repede. It is safer not to accelerate too fast. Am văzut un polițist prin geamul din spate. I saw a policeman through the rear window. Înainte să repare frâna, el a verificat indicatoarele. Before repairing the brake, he checked the indicators. Nu este dificil să schimbi un cauciuc. Changing a tire is not difficult. El a ales o mașină străină. He has chosen a foreign car. Noi le-am dat împrumut puțin ulei. We have lent them some oil. Ești gata să ajuți un spion? Are you prepared to help a spy? Situația este încă alarmantă? Is the situation still alarming? Poți face asta înainte de a încasa cecul? Can you do this before cashing the check? Camioanele trebuie să aibă frâne foarte bune. Lorries must have very good brakes. Ei pot face asta fără toate aceste gesturi. They can do it without making all these gestures. Vezi diferența? Can you see what the difference is? Nu are rost să te ascunzi. It's no use hiding. Merită să cumpărăm un acumulator nou? It is worth buying a new battery. A devenit din ce în ce mai riscant. It was getting riskier and riskier. Am rugat-o să ridice bani și ea a făcut-o. I asked her to withdraw it and she did so. Noi am vrut să cumpărăm o mașină și am ales-o pe cea mai economică. We wanted to buy a car and we chose the economical one. Dintre cele două, cea ieftină este cea mai demnă de încredere. The cheaper of the two is the more reliable one. Controlează neapărat și uleiul. Do check the oil. Aceasta este ultima rată, dar când au fost cele anterioare? This is the last installment, but when were the previous ones? Este important să avem o roată de rezervă. It is important to have a spare tire. Trebuie să alegem între a ridica bani sau a împrumuta. We must choose between withdrawing money and borrowing it. Poți vinde proprietatea ta străină. You can sell your foreign property. Ea s-a lăsat de fumat săptămâna trecută. She gave up smoking last week. 4 oameni și-au pierdut viața. 4 people lost their lives.